au renunțat la Marea Italie și au venit în Republica Moldova, unde și-au întemeiat propria afacere. Este istoria a doi soți care, acum 6 ani, și-au deschis un mini-restaurant cu bucătărie italiană în orașul Bălți. Aici vin să se delecteze cu bucate alese nu doar moldovenii, dar și italienii stabiliți la Bălți și împrejurimi. Buonasera. Come ti va? Bene. Prego. Buonasera, ciao. Ehi, la Paolo, come va? Abbastanza bene. E molto non ci vediamo, no? Ina este moldoveancă, dar a muncit mai mulți ani în Italia. Acolo l-a cunoscut pe Adriano, s-au îndrăgostit și au format un cuplu. Într-un moment de criză, Adriano a decis să renunțe la restaurantul pe care l-avea în Torino și și-au deschis unul la Bălți. Поначалу было трудно, потому что здесь рестораны это большие. Вот, в Италии это маленькие, там можно 4 столика, 6 столиков, это ресторан. Вот. А здесь, если маленькое заведение, почему-то думают, что надо тогда идти пить. Soții muncesc cot la cot deja de 13 ani și își uimesc clienții cu bucate preparate din produse italiene. Едят мясо, которое мы готовим по-итальянски, макароны все любят, и пиццу. Я мастер пиццы, я пиццайола профессиональный, вот. И десерты, а он кухня. Арабьята, карбонара, щунка фришка. 3-4 qualitate di pilmeni, cultunaș cu cartofi, cultunaș cu brinza, agnolotti italiani, da, bors, zama, gata, noi nu cuciniamo moldovano, noi iam alcudia italiana. În restaurant totul îți amintește de Italia, mobila, decorul și chiar vesela. Am cumpărat questo, am fatto lucro, rimonta, io am fatto rimonta, materiale este italiano. Tutto, am făcut tutto io, da lumina, pavimento, queste, quello, tutto e da Italia qua. Italienii de la Bălți spun că au fost cuceriți de moldovencele frumoase și oamenii cum se cade de aici. Mangiare e buono e come si potrebbe dire, la gente è molto educata, rispettosa, che sono cose che noi in Italia si è perso. Sì, dopo che le donne sono molto molto belle. Io vengo quasi tutte le sere a salutare Ina e suo marito. Vengo a mangiare una due volte per settimana. Iar Paolo Panone vine aici pentru a mânca carne italiană. El spune că a ales Republica Moldova pentru că este un loc liniștit și bun de meditat. Ho conosciuto una bella moldava. E quindi io ero libero, lei era libera. Una cosa tira l'altra. In Italia la mia vita è stata movimentata. Lucro, molto lucro. E quindi adesso mi vengo a godere la mia vecchiaia qui, che è molto tranquilla. Oaspeții localului, în special cei care vin pentru prima oară, sunt impresionați de atmosfera și bucatele pregătite de cuplul moldo-italian. На самом деле, сегодня первый день зашел сюда. И я очень удивился, потому что тут были люди, ну, которые общаются на итальянском, я знаю этот язык, и мне было комфортно общаться с людьми, узнать то, что в моем родном городе находятся люди, которые приехали из чужой страны, куда я пытался убежать. Им такой акцент ставлю именно вот на пицце. На пицце именно такое тесто вкусное, потому что где у нас есть заведение, в принципе, там есть толстое тесто, есть какой-то... În localitățile din nordul Republicii Moldova și municipiul Bălți locuiește o comunitate de italieni care numără aproape 40 de persoane.